Părerea mea este că trebuie să-l respectăm, fiindcă s-a ținut cu capul sus în împrejurările cele mai dificile ale țării noastre de după război. O țară relativ mică, cu un vecin uriaș și răuvoitor, așa, Uniunea Sovietică, el s-a ținut demn, cu capul sus. Și eu am trăit momentul ăsta, fiindcă îl cunoșteam. Și mi-a rămas în timpărit întipărit în minte demnitatea lui. Atâta pot să spun, fiindcă mai bine vorbesc străinii despre el decât noi.